Salutări, prieteni, și bun găsit la un nou episod de Sportcast cu Sile. Ca de obicei, aducem oameni importanți, oameni care au însemnat ceva pentru sportul românesc. Pe viitor vom aduce și oameni din afara fenomenului, care însă sunt extrem de pasionați de el. Însă astăzi am bucuria de a-l avea alături de mine pe Helmut Ducadam, erou de la Sevilla, dar mult mai mult decât erou de la Sevilla, pentru că romanul Der Tormann, care este un roman, din păcate încă netradus, vă va dezvălui niște aspecte remarcabile din viața noastră, necunoscute până acum. Va avea lumea timp să-l citească, sunt convins, va fi și tradus. Dar până să vorbim despre Der Tormann, că se va întâmpla și lucrul ăsta, e un lucru, sunt niște dezvăluiri în carte remarcabile apropo de viața noastră și de faptul că încă din tinerețe ați avut tot felul de încercări în viață. Ați trecut de nu știu câte ori pe lângă moarte, putem spune? Pe lângă doamna cu coasa. Pe lângă doamna cu coasa? Da. Lumea așa nu le știe multe dintre ele. Ați avut un accident când erați extrem de tânăr. Da, lucram împreună cu verișoara mea. Aveam în jurul Semlacului mai multe ferme agricole și vara în vacanță lucram ca să mai strângem și noi de un ban, ca să mai avem de o pereche de pantofi. Și într-adevăr, într-o seară când ne-am întors, nu erau drumurile atât de circulate cum sunt la ora actuală, eu fiind copil, am virat stânga să traversez practic șoseaua națională și nu m-am asigurat, era vina mea clar, și a venit o mașină din Cehia și m-a luat în plin. M-am trezit la spital la reanimare cu brațul stâng rupt și... Ce vârstă aveți? Păi cred că aveam vreo 11 ani, maxim 12. Dar mi-am revenit. Cât a stat în a fost în comă? Am stat în comă, cred că vreo 24 de ore. 24 de ore. Mm-hmm. Și după aia mi-am revenit, dar la braț a fost brațul rupt complet și a trebuit să-mi pun o tijă metalică. Deci am scăpat în prima fază și după aia, după câteva luni, trebuia să-mi scoată tija. Atunci am făcut o altă boacănă, că mergând cu mama la spital să-mi scoată acea tijă, n-aveam voie să mănânc înainte de operație și am mâncat o ciocolată de rom. Mică, una mică. Și după operație mi s-a încleștat gura, că trebuia să vomit și nu mai puteam. Și norocul cu o asistentă, care era și simpatia mea, cât de copil eram eu, era foarte frumoasă. Și după ce mi-am revenit și a trecut toată faza, mi-a arătat degetele, erau toate vinete, cum a încercat să vă descleșteze, da, dinții. Da. Am trecut prin multe. Dar ați avut tot felul de... Nici nu știu cum să le spun, ghinioane. Pe de altă parte, ați ieșit bine din ele. Am avut și două meningite. Meningite? Da, zice că dacă nu mor după prima nebune și am făcut-o și pe a doua, și da, domnul sunt încă binișor. Câte operații ați avut? Nu le-am numărat pe toate. Da, cred că... Putem să încercăm așa o... Păi da, atunci a fost cu accidentul. A fost prima la mână. După aia am avut... una, două, trei, patru, cred că cinci la braț. Plus am o proteză la genunchiul stâng. Și sper ca să mai trag un an de zile, să, după aceea să fac și la dreptul proteză. Deci în total se apropie de 10. 10 operații. Da, dar grele, nu au fost operații ușoare. Sunt și operații, dacă merg din timp la o apendicită, da, e o operație, dar nu e o operație dificilă. La braț toate au fost foarte dificile, care au început cea mai lungă, cred că vreo 10 ore, cea mai scurtă vreo 6. Astea au început din 1986? 86. În 86, da. Când a trebuit să vă și lăsați. Da. Bine. După aia ați mai apărat. Generalul, când a Dumnezeu să-l odihnească, mi-a dat asigurări, speranțe mai mult, că o să mai pot să joc, dar după ce ne-am întors de la Tokyo, după Cupa Intercontinentală, a zis, domnule, e prea riscant, se poate rupe acea arteră și 30 de secunde, cam atâta durează și ești gata.
Dar cum a apărut? Că apăruse în perioada respectivă legenda unui accident de vânătoare, nu? Dacă țin eu bine minte. Da. Că asta era legenda, domne, Duca Adam, nu știu ce... A fost împușcat de Nicu Ceaușescu, exact. Tot așa. Cum au apărut legendele alea? Foarte simplu. Eram după Sevilla, am avut șansă, că am reușit să câștigăm Cupa Campionilor și toți coechipierii mei erau în vogă. Așa am și reușit să nu-mi taie brațul drept. Ministrul Milea și cu Ilie Ceaușescu mi-au trimis un avion la Arad după mine, m-au băgat, l-au chemat pe doctorul general Cândea din concediu de la Alexandria și așa am reușit să-mi salveze practic brațul. Deci dacă nu aveți, dacă nu erați el Muduca, da? Nu, nicio șansă. Nu mai aveam brațul, cel puțin nu mai aveam brațul. Cel puțin, dacă reușeam să scap. Și legenda a apărut, că de asta m-a întrebat, să-ți răspund și la întrebare, eram în spital, spitalul militar și s-a ocupat toată lumea de mine, aveam o rezervă, stăteam împreună cu fosta soție Ildico și doi soldați la ușă să nu mă deranjeze nimeni. Bine, seara eram 20 în cameră, că mi-a dus un prieten de-a meu, stomatolog Romeo, un televizor color și seara băgam filme. Și ce să nu vină, toată lumea era la mine acolo. Și a venit într-o zi în vizită Corneliu Vadim Tudor, cu care eram amic. Și m-a întrebat cum s-a întâmplat și i-am spus, am fost la un chef pe malul Mureșului și dimineața s-a făcut rouă, s-a foc de tabără cu prieteni acolo din comuna mea. Și dimineața m-a alunecat. Dacă te plonjoane nu făcusem eu până atunci. Și am pus mâna în pământ. Și în momentul când am pus mâna în pământ, probabil că acel cheag a plecat și a blocat toată circulația în braț. Și a început durerile și să simt. Și la noi se spune când cazi așa și aluneci, ai prins un iepure. Aha. Și de acolo cu iepurile și prietenul meu, primarul din comun, avea probleme, au venit ăia să-l ancheteze, domnule, nu-i sezon de vânătoare, cum a fost ăsta la iepuri și nu știu ce. Serios? Da, cum, a fost mult. Deci a fost dita mai tâmbălău. Dintr-o... După aia a vorbit și Cornelu Vadim Tudor, care era mare și el pe vremea aia și a vorbit cu prim-secretarul și a încercat să le explice, stai bă, din cauza mea a plecat toată discuția, nebunia. Da, și s-a rezolvat. A fost greu să până la urmă, la 27 de ani, să trebuiască să fii pus în fața deciziei astea. Vedem astăzi, nu știu, vedem jucători care trebuie să renunțe și vezi cum plâng, îi vezi în depresie, îi vezi... V-a fost complicat? N-a fost ușor. N-a fost deloc ușor. Dar a trebuit să o accept. Aveam un prieten, Dumnezeu să-l odihnească, Nea Mihai, era măcelar în drumul taberii. Și stăteam mai mult pe la el decât pe la hotelul Haiducului, o familie fantastică. Și culmea a fost că după ce doctorul Cândea a spus că nu o să mai pot să joc, am fost chemat la minister de Ilie Ceaușescu și mi-a spus, domnule, am înțeles că nu mai poți să joci, asta e, nu mai te putem ține în armată. Și a fost după câteva luni de la Sevilla. Și eu am încercat să-i explic în acea perioadă, zic, contează armata acum, 3500 de lei aveam atunci salar. Mă duc la Arad, pot să fiu un scouter pentru voi, putem colabora în continuare. Nu, că nu avem cum. Și v-au tăiat orice formă de venit. Da, și m-am supărat și m-am dus la Ion Coma, care era secretarul CC-ului, că îl cunoscusem, pe el am cunoscut primul când am venit la Steaua, a fost un turneu amical. Și apărasem două penalturi la acel turneu amical și a venit un bătrânel, așa, mai cheluț și m-a felicitat și am întrebat cine? Păi ăsta e secretarul CC-ului, Ion Coman, mare stelist. Și m-a dus la el și zic, dom'le, chiar asta merit după totuși ce am reușit? Nu te dă nimeni afară din armată. Și nu m-a dat. Numai când am vrut. Până la urmă nu v-au dat. Nu. Dar a trebuit să faceți intervenție, adică ei v-ar fi, nu, dacă era după ei... Da. Vă executau. Da. Mi-a părut rău. Și de atunci, practic, legătura mea cu armata, cu oamenii care au fost atunci în armată, sau care mai sunt unii pe acolo, nu mai am nicio legătură. Dar... V-ați simțit trădat. Da. Păi eu mai am avut un episod din ăsta, chiar la câteva săptămâni după Sevilla, când am avut ultima etapă de jucat la Craiova, noi eram deja campioni. Și am vrut să-l ajutăm cu toții pe
Piții să ajungă golgheter, era la luptă mare cu Hagi, care era la Sportul, și am înțeles că, da, se discută, se aranjează meciul la Craiova. Și când a făcut echipa Naimicii de face deplasarea, eram eu, Stângaciu, Bărbulescu, Radu 2, Pițurcă. Păi zic, stai, Naimi, ce facem aici? Păi, Lăcătuș, Balin, Belodez, zici, puști ăștia ce fac? Păi știi că îi odihnim pentru finala cupei, că nu știu ce. A, lăsați vrăjala. Zic, dacă nu merg, toți nu mă duc. Păi cum nu merg? Simplu, nu mă duc. Vine Ion Alexandrescu. Zice, bă, tu știi că ești militar aici, nu faci ce vrei tu. Ioane, te salut. M-am urcat pe trei și m-am dus acasă la Rad. S-a jucat meciul la Craiova, 5-4 parcă. Pițurcă a dat două goluri, cred că, sau 5-3. Două goluri. Dar Hagi cu Scornicestu sau cu cine au jucat ei, a dat 7. Sau 6. Și a ieșit Hagi golgheter. Și... deci ați refuzat să vă duceți? Da, și am venit înapoi după vreo săptămână, două, că urma Cupa României, și să merg la stadion. Soldații zice, ai interdicție de a intra în complexul Ghencea. Ok, mă duc acasă. N-am mai avut voie să fac antrenament, n-am mai avut voie să intru în stadion la 3 săptămâni de la Sevilla. Și m-au chemat la club, era încă pe Plevnei. Era o masă, da. Treptunghi, așa, mijloc Ilie Ceaușescu, Gavril, Naimi, secretarul de partid și un scaun dincolo. Numai nu era reflectorul să-mi bată în ochi. Da, ca la securitate să vă pune lumina în ochi. Da, și stau acolo și mă ia la rost Ilie Ceaușescu. Doamne, te băgăm în tribunalul militar, cum refuz, că nu știu ce, că ești militar. Zic, tovarășul general, sunt militar că sunt la Steaua. Când am fost la Rad, eram textilist. Dacă jucam în Petroșan, era miner. Așa sunt militar acum. Și am încercat să-i explic vreo 10-15 minute, pentru că vrei să spui că Pițurcă că nu-i bun? Eu îi spuneam care era mișcarea. Bine, eu știa el. Doamne, după vreo jumătate de oră, 40 de minute, m-am ridicat în picioare, am zis, tovarășul general, să știți că aveți dreptate. Am greșit, suport consecințele. E, așa îmi place de el. Gavrilă taie 5.000 de lei și de mâine la antrenament. Și v-a tăiat 5.000 de lei? Da. Dar nu vi-a dat înapoi, sub altă formă? Au rămas tăiați banii? Au pentru, fost tăiați, bine tăiați. Pentru nesupunere. Exact. Dar ați avut curaj. Adică în 1986 să faci chestia asta, nu mă duc la meci, la Clubul Steaua, să vă luați bagajele, să plecați. Eu nu știu, mai făcea cineva? Mai făcut cineva? Eu sunt un tip foarte disciplinat. De felul meu. Dar am momente când nu suport chiar să fiu tratat în halul ăsta și nici nu s-a aflat. An de zile nu s-a aflat decât când am început eu să povestesc. Aha. Îți dai seama, după două săptămâni, tu să ai interzis să te antrenezi în Ghencea după ce câștigi Cupa Campionilor. Și a pierzi 4 penalti. Aia a fost printre ele. Nu printre ele, e acolo. Dar aveați, se spune despre portar că-s mai nebuni. Nu știi că eu tot am încercat de multe ori să spun această, de unde se trage treaba asta. Că portarul plonjează, acum nu mai plonjează. Plonja pe vremuri la picioarele atacantului. Zice, domnule, cum să fii nebun să plonjezi la picioarele atacantului? Te poți lovi în orice clipă. Și de acolo se trage, nu că ar fi mai nebun. Sau mai de acolo, nu de la personalitate? Că nu, adică mie portarii mi se pare că au... Îți trebuie o doză de... cum să spun, nu de nebunie neapărat, dar și de nebunie. De curaj și nebunie. De curaj și de nebunie să te pui în fața mingii. Eu, de exemplu, la aia de la handball. Eu la handball mă crucesc. Adică reflexul oricărui om sănătos. Să se ferească. Este, bă, să faci așa. Ăla vine la handball, ăla vine la 3 metri de tine și tu nu, tu te faci mare să dea în tine. Da. E împotriva oricărei... Și cred că Și de aici îți lipsește ceva, îți lipsește un pic de instinct de conservare pe care un om normal... Păi da? Același lucru spun și eu, în momentul în care tu vii în plojor și sar 3 metri la picioarele ăla cu crampoane, că acum se joacă cu ghete, cu crampoane de cauciuc. Înainte erau cuie, erau de toate, mai ales iarna. Deci da, există un gram de mazochism, aș putea spune chiar. Cum a fost copilăria? Frumos.
Am avut o copilărie frumoasă, n-am fost o familie săracă, nici bogată, aveam tot ce ne trebuie. Aveți de toate? De toate. O familie modestă, n-avea mașină, n-avea, tata era căruțaș, mama lucra tot la CAP, dar aveam, nu duceam lipsă de un costum de haine să merg la nuntă sau de o pereche de Adidas să mă duc la școală. Nu, asta nu erau probleme. Era comunitate germană, erau mulți nemți în comunitate? Mulți. 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 Mulți au și plecat după aia? După... Toți, acum sunt foarte puțin, nu merg pe dedite. De la o mână. Cred, se vorbea, da. Ce vorbeați? Română, germană, săsească? Păi erau două străzi, era strada principală, de fapt erau trei, dar una era pe malul Mureșului și acolo stăteau puține, dar strada principală era majoritatea români și era o stradă, tot semna cu ei foarte lung, are vreo 2 km, ca lungime, că e îngust. Și strada nemțească, unde stăteau nemți, majoritatea nemți. Și erau și două comunități, gubașii și cu perinerii. Deci până la mijlocul comunei erau unii care era mai medii, așa, și bogații stăteau mai în partea aia alta comunei, gubașii. Și se vorbea germană. Germană se vorbea, pentru că noi, că tot văd atâta tevatură și cu școlile limba maghiară și asta, pe vremea lui Ceaușescu, noi făceam 1-8 în germană. Singura limbă străină era franceză și română. Da. Adică, rusă nu făceați? Nu. Făceam fizică, matematică, tot făceam în germană. Iar la Nădlac, la 14 km de noi, se făcea slovacă și aveam și liceu de germană în Arad. Deci puteai să mergi. Și echipă, cum să spun, când vă împărțați în echipe, când erați copii, erau, erau nemții cu români. Nemții cu românii? Da. Ok, deci era o separare așa, adică clar, era clară. Clar, deci era și o rivalitate. Aha. Dar în momentul când jucam cu alte localități, atunci se făcea selecționată. Am înțeles, româno-germană. Da. Și echipele favorite erau echipe germane sau echipe din România? Da, că mai primeam de la foști consăteni, ne mai cădea în mână câte o echipă, o revistă Kicker, o ceva și mai vedeam poze, una alta. Eu de atunci am fost fan Bayern și sunt în continuare. Aha. Deci era Bayern, nu era, erau alții cu Gladbach, cu ce era atunci? Da, da. Perioada depinde respectivă. Din zone de unde aveau neamurile, de unde primeau o gumă de mestecat. Am înțeles. Ce... Și cum fotbalul, cum v-ați apucat? Sau cum... Și de ce portar? La școală. Păi asta a fost în clasa 3-a, cred că. În clasa 3-a, deci 1-4 era într-o școală, 5-8 era în altă școală, mai mare. Și 1-4 era, aveam o curte mare acolo și era un nuc mare. Deci, practic, o bară era și avea o creangă orizontală deasupra, era ca o poartă, mai trebuia să punem numai ceva într-o parte. De susținere în partea aia. Da, și nu știu ce lucrări au fost acolo și acolo era nisip. Și era moale, era nisipul și în pauză mai mă aruncam și m-a început să-mi placă. Aha. Deci din clasa 3-a m-am făcut o poartă, opa, zic, aici e de mine, îmi plăcea să mă arunc, să mă asta. Bine, mama n-a fost cea mai fericită, că strica mai mult hainele decât, alți copii. Alți copii. Dar calitate fizică, bănuiesc că a fost o chestie nativă. Mie îmi povestea, de exemplu, Stelea, l-am avut invitat la podcast, și îmi povestea, de exemplu, că el putea să sară extrem de mult când era copil. La un moment dat, directorul, nu știu, îl cheamă și el sare peste, nu știu, un gard super, la super înălțime. Și ce aveam chestia asta de când era mic. Am simțit treaba asta. Atunci se făcea... Aveați la fel același da, pentru că gen de explozie? Se făceau toate sporturile. Jucam basket, jucam handball, mergeam la, cum era Daciada, la oraș, pe comune, pe asta. Făceam atletism, săritură în înălțime și ne plăcea și eram foarte ambițioși, erau alte vremuri, nu le mai putem compara cu zilele noastre. Păi, când am ajuns la Steaua și eram cu Dan Stângaciu, care de fiecare dată când am ocazia laud, a fost un coleg senzațional, chiar dacă a fost rezervă, întotdeauna s-a bucurat pentru mine și m-am înțeles senzațional cu el. La un moment dat am văzut o carte în care Ion Voinescu, Nea Țopică, sărea și din săritură atingea cu piciorul bara de sus. Păi două zile am stat după antrenament cu Stângaciu și a treia zi l-am chemat pe Nea Țopică, hai Nea Țopică, ai tu cartea, dar hai că și noi facem. Și am făcut amândoi. Ați sărit amândoi cu picioarele da, până... Exact, adică era chestia eu. Asta de...
ambiția asta, treaba asta. Vai de mine. Cum? Ne-ați o pică? Dacă a fost un ne-ați o pică, că e mai mic ca noi. Și ca înălțime și că asta. Dar aveam forță în picioare. Deci, pe lângă detentă, aveai forță, aveai altceva. Iar. Chiar câte fracturi... N-am avut deloc. Nu? Nu. Accidente din astea n-am avut. Că aveați tehnică. Că de obicei portarii au degete strâmbe. Bine, asta... Nu le-am strâmbe. Că am zis că am degete de pianist sau de ginecolog. Asta de pianist n-am mai auzit, dar de ginecolog n-am mai auzit. Bună asta. Așa mi s-a spus. Am înțeles. Și, ok... Și fotbal profesionist, cum l-ați început? Și mergea, adică în ce moment v-ați dat seama că se poate face o carieră din asta? Și părinții ce părere aveau de... Părinții au fost de acord întotdeauna cu mine, dar nu m-am gândit niciodată. Eu când jucam la Semlecana Semlac, la echipa mare, am debutat la 16 ani, într-un meci cu o comună apropiată pe Recomare, am luat 4 goluri, sau 6, nici nu mai știu. Am luat o căruță, dar m-au încurajat. Toți... Dar ce-i apărat în seama? Adică v-au dat 4 sau 6? Nu știu dacă la meciul ăla am reușit să apăr ceva. Aveam niște emoții, aveam 16 ani. Și eram la Semlecana Semlac și visul meu era, ca scrie și în carte, să ajung într-un meci de cupă cu Gloria Arad, care era echipă de divizia C. Nu m-am visat eu să joc cu UTA. Cu Gloria Arad, echipă de divizia C, și să ajungem la penaltiuri. De atunci visam. Și eu să reușesc să apăr un penalti sau două și să ne calificăm în faza următoare a Cupei României. Senzațional! Deci ăsta era... Ăsta era visul meu. Vă dați seama de unde, da. Deci de unde pleacă, da. și unde ați ajuns? Ăsta era visul meu. Și după aia, sigur că părinții și în perioada aia și cred că și astăzi mai insistă, să ai o meserie. Și atunci, ca să am o meserie, primul lucru după ce am terminat... școală generală, am mers la Rad și am făcut școală profesională, frezor, rabotor sunt eu de meserie. Cum? Frezor, rabotor. Freză, da. Și rabotor. E o mașină care prin așchiere se face totul. La fabrica de vagoane. Dacă făcut. E să vă dau asta, să mai știți să faceți ceva la freză? Cred că da. Da? Da. Păi am făcut foarte multă practică în 3 ani de zile. Făceam, habaram, nu știu. Nu, dar făceam practic... 3 zile pe săptămână făceam practică și 2 școală. Bun. Deci aveam ateliere specifice și acolo și după aia am început să fac liceul la Seral și l-am terminat după aia la București și facultatea tot aici. Deci ăsta a fost jobul, da, ăsta era jobul de bază. Da, și ca să merg, părinții mei s-au despărțit la un moment dat și atunci stăteam cu bunica. Bunica avea o pensie de 105 lei, iar un drum la Arad cu trenul costa 18 lei pe zi. Și atunci profesorul Gavrilovici, care era antrenor și fusese pe vremuri și portar la UTA, m-a luat la școala sportivă Gloria. Și atunci stăteam ca un fel de cameră era acolo, stăteam cu un boxer, Vasile Bizău. Și cel mai fericit eram că, na, când plecam de acasă cu sacoșe, cu mâncare, ținea 2-3 zile mâncarea. Joi era terminată mâncarea. Bani de unde? Și atunci aveam noroc că ăsta era la categoria grea și era un fel de bodyguard la discoteca Tineretului în Arad. Și el merea și stătea seara până la 11-12 când se termina și el venea și îl așteptam. Nici nu dormeam joi seara. Făceam o oală de 5 litri de ceai, venea cu 2-3 faranzele și cu unt. Făceam pâine cu unt și cu ceai. Ne umflam atât. Asta era cea mai tare. Și acolo stăteam și dimineața, înainte de a merge la școală, la ora 6 venea antrenorul Gavrilovici, jos era o sală de box și de judo și era pe jos din aia de judo. Tatami de la... Da, făceam o oră jumate plonjoane în sala de judo. Era senzație, ce mișto era. Dar fiecare dimineață la 6. Doamne, ce chestii, ce povești incredibile. Deci stăteați în fiecare dimineață. În fiecare dimineață la 6 venea, că și el avea ore, că era profesor de educație fizică, și până la 7:30 ăsta, după aia... Și bănuiesc că v-au prins, adică tehnică, pentru tehnică a fost senzațional și pentru felul în care cădeți, pentru felul în care exact. Toate lucrurile... Acolo ai învățat să cazi. Aia e școala de... Da. Bine, la judo oricum te învață. Școala de judo este printre altele, printre lecțiile de bază, că știu că am făcut și eu, aveam centura galbenă la un moment dat.
Felicitări. Bine. Să ne înțelegem. Am fost și câteva luni acolo. Mi-au dat-o să mă încurajeze după aia. Păi știu, și nepotul meu a primit o centură, nu știu de care culoare, dar are 3 ani. Exact, cam așa și eu. Dar știu că ne învățau printre primele lucruri pe care te înveți acolo, pe care le înveți, căderea. Cum să cazi, școala căderii. Adică eu, din păcate, am avut un vecin și un amic care a căzut urât rău și a rupt gâtul și a murit la judo. Incredibil. Da. Și după aia, fotbal, UTA. Cum ați ajuns la UTA? Păi nu, eu am început-o chiar de jos. Deci am început cu Semlecana, după aia... Constructorul. Nu, am început la școala sportivă Gloria, după aia m-a luat UTA Tineretul, am mers la UTA Tineret, era Dan Alexandru, mare antrenor a Radului la tineret și am fost și la echipa mare. Am jucat acolo aproape un an și acolo am descoperit deja că aș putea. Jucam cu Craiova, cu Dinamo, la tineret, că era înainte de... Campionatul de... Și jucați în deschiderea echipelor mari. Era fantastic, pentru că prindeam și 10.000-15.000 de spectatori. Deci, practic, acolo ăsta. Și după aia m-au dat la Constructor Arad, unde antrenor era Nicolae Dumitrescu, Coco Dumitrescu, marele antrenor al Aradului. Și am stat... 15, nu mai știu câte echipe erau atunci. Cred că am stat vreo 20 de etape fără să joc un minut. El nu schimba echipa. Și era Mochi Bătrână, care a fost antrenor la portar la UTA, cu, om cu experiență. Da, am avut nicio șansă. Și la un meci la Rapid Jibău a făcut un fault, conduceam cu 1-0, a făcut un fault și a luat roșu. A luat roșu. A intrat un jucător de-al nostru în poartă, a apărat penaltiu și am câștigat cu 1-0. Fenomenal. Da. Un fel de emoții. Exact. Dușan îl chema. Taică s-a fost și el mare antrenor în Arad. Și etapa următoare n-a avut încotro. A venit Coco Dumitrescu, a zis, ai 3 etape, că 3 etape ala. Ai 3 etape. Și de atunci n-a mai ieșit din poartă. Și după aia m-a luat Ion V. Ionescu, Jack Ionescu la UTA. Aveam 2 portari în fața mea, Mișu Jivan și Iorgulescu, Silviu Iorgulescu. Am doi portari de echipa națională, portar cu experiență. Și a avut curajul la 19 ani să mă debuteze Ion V. Ionescu. Cum era Jack Ionescu? Că Jack Ionescu pare o personalitate, pare un tip extraordinar. Pentru mine pare... a fost ca un tată, cum a fost și Gavrilovici, ca asta. Deci... Când mai aveam nevoie, mai ne dădea câte 100 de lei, că dai seama că n-aveam nici salar, n-aveam nimic. Nu. S-a comportat față de mine și port-o respect și la ora actuală. Le dea Dumnezeu sănătate. Nu, senzațional. Și am debutat într-o partidă, apărat Mișu Jivan, la Târgoviște. Juca Nicolae Dubrin la Târgoviște în perioada aia. Și era 2-0 și m-a băgat ultimele 20 de minute. Și am scos vreo 2 minci. Și de acolo am venit direct la București și jucam cu stadionul Republicii. Republica? Da, Republicii. Republicii, cred că îi zicea. Tărâma din cauza casei poporului. Și cu Sportul Studențesc. Aha. Echipa aia mare. Mircea Santu, Cașai, toți ăștia mari, mari, mari. Cred că din 90 de minute... 87 au fost în careul la noi. 0-0. Ați venit și în cămașa lor, adică v-a marcat, da, v-a marcat meciul ăla. Da, pentru că ăla practic a fost debutul, 0-0. Și Ioan Chirilă mi-a dat nota 9 după acel meci. Se iei 9 de la Chirilă, da. Era ceva. Da, am fost în, deci ați fost vână maximă. În vână și de atunci am rămas titular, da, și UTA. Aveați emoții? Încă mai aveați emoții? Da. Sau? Da. Erați un tip emotiv? În general, înainte de meciuri, aveați, erați, dormeați bine? Erați stresat? Erați, cum vă montați la înainte început, de meciuri? Da. După aia, sigur, cu experiență, prinsă. E ca și în televiziune. Când am venit la primele emisiuni să-mi iau un interviu, mă bâlbăiam, vreau mai repede să spun ceva, nu mi-eșau cuvintele. După 10 ani, 12 ani, ai deja antrenamentul ăsta. Știi bine situația asta. Da, așa da. E și în fotbal. La început aveam emoții până la primele 2 minci prinse. După aia, sigur că nu mai aveai emoții.
aveai deja încredere în tine, îi știai bine pe colegi, îi dirijai, era și prin vorbă, practic, îți faci singur curaj. Bumbi, treci în dreapta, vezi că vine, treci. Vorbeați și mult? Era sportar care vorbeați mult. Și tare. Mult și tare. Aveți și voce, aveți volum. Aveam. Că ziceam eu, toată lumea lăsa capul jos. Se știa că... Singurul Ghiuri Vații. Când jucam la UTA, are 1,90 și ceva și jucam un meci amical cu Slovan Bratislava și era o echipă aia mare de la Slovan, Ondruș, Masnic, Pivarnic. Era un meci amical. Și am condus în minutul 3, el a dat golul. În minutul 3 a dat gol, după aia n-am mai ieșit din careu. Și el, nu, nefiind obișnuit cu mine, fiind atacant, am ieșit la o minge și am zis eu. Și el n-a tras capul. S-a trezit după 10 minute. L-am luat cu fulgi cu tot. Că eu mor când văd la televizor că portarul e faultat în careu de 6 metri. Eu n-am, nebunesc. Când nu exista așa ceva. Vai de mine, da. Am fost, oricum, întrebați-l pe Bumbescu, când asta, când spuneam eu, toată lumea răză capul. Dar și ieșeam. Aveam, asta era una din calitățile mele, să ies pe centră. Da. Aveați forță, aveați încredere, da, și erați, da, și puternic. Era... Ai șansa să mai ratezi o minge, care nu ești perfect. Și atunci, cum a portarii, nu mai vreau să riști. Când ați apărat primul penalti? Primul penalti important a fost într-un meci cu Corvinul Hunedoara. Era acea echipă deja formată de Mircea Lucescu, cu Rednic, cu Klein, cu Andone, cu toți ăștia, Gabor. Și juca și încă Mircea Lucescu. Cred că și Dumitrache juca încă atunci. Și am făcut unul la rand și a executat Mircea Lucescu. Și am apărat acel penalti. L-am păcălit. Cum? Mai țineți minte? Unde a tras? Da, a tras în stânga mea. Era partea mea cea mai bună, stânga. Orice portar cred că are o parte mai bună. Cu toate că la, Sevilla am apărat pe dreapta. Au fost trei în dreapta, da. Și ultimul în stânga. Da, în stânga îmi plăcea să fac robinsonade, să sar. Aha. Bine, să simt acum. Da, a tras bine sau n-a tras foarte bine Lucescu? Adică a tras... Nu există să tragi bine sau să tragi rău. Că tot am și cu comentatorii de la meciuri, am probleme și mai le atrag atenția. Că mai spun câteodată, Messi a păcălit portarul. Messi nu păcălește portarul. Portarul se păcălește singur. Portarul și alege un colț. Din cum vine jucătorul spre minge, cum se așează, e strângat, e dreptat, îți face o strategie în capul tău. Și îți alegi un colț. Uh-huh. Și atunci, dacă dă în colțul, dacă eu mă duceam, eu am apărat-o pe stânga lui Lucescu, dacă mă duceam în dreapta, toată lumea zicea, bă, ce bine a dat Lucescu, ce l-a păcălit pe portar. Nu. Da, așteptați, țin minte că stăteați foarte mult, adică așteptați până în ultimul moment la penaltiuri. Asta mi se părea, și asta mi se pare cheia în general, adică vezi portar care, bă, la, n-a făcut încă ultimul pas și e deja într-un colț. Acum portarii au și un dezavantaj, trebuie să recunosc acest lucru. Este acea oprire în fața mingii a jucătorilor care nu mi se pare ok. Nu e fair. Nu mi se pare ok. Pe vremuri aceasta era sancționată. Aveai până ajunge în fața mingii, mai puteai să faci o scurtă oprire așa din alergare. Dar nu se făceau. Din ce mai au, că lumea mergea onest la să dea în minge. Erau într-adevăr jucători, cum era Marcel Răducanu, care aștept. Da, în momentul când pendula, aștepta ca portarul să meargă și el schimba. Dar erau puțin din ăștia. La Steaua, în echipa mare, aveți, cine era, cine vă păcălea cel mai mult? Cine vă dădea cel mai multe goluri la penaltiuri? Bănuiesc că a apărat și acolo. Da. Câte bere am de luat. În continuare? Ai. Nedate. Nedate, multe. Că făceam pariu, bine, n-aveam nicio șansă că îi păcăleam. 5 din 5, rar făceam 3 din 3. N-ai cum să-mi dai 5 din 5 niciodată, nici dacă stau într-un picior. E greu să dai 5 din 5. Și păcăleam. Dar executam bine. Majarul era, practic, Mitic. Executantul nostru. După aia venea și Bălări. Cum s-a executat, cum practic? S-a executat la... Da. Dar rest mai venea. Eu știu care. Dădea tare sau... Dar dai tare odată, dai a doua, tot ți-a apăr una. Și se făceau pariuri. Hai de mine, după meci. Și acum iar mă leg de vremurile astea, cu fac comparații cu cele de atunci. Acum, vai, s-au îmbrâncit la antrenament. De capul meu ce era la noi. Și eram prieteni, nu așa.
eram bun prieten. Uh-huh. Păi, la final de antrenament, făceam miuțele alea tradiționale, 10 minute. Fundaș și central jucau atacant și invers. Chiar astăzi am avut plăcerea de a-l revedea pe Ion Tătăran, care a fost colegul meu de cameră și cu echipierul meu la Steaua, și o fază interesantă, tot așa, după un antrenament, el juca atacant. Și era vară, era cald, era vreo 35 de grade. Și la un moment dat a scăpat singur cu mine, a făcut că trage, am plonjat, a dat-o în partea aia, zice, scoală, cărăcești. Ok. La următoarea fază, când a venit-o în centrare, nu m-am uitat la minge, direct una cu căpățână, când i-a tras una, dă-i la bătaie, toată lumea să-i la bătaie. Și noi eram prieteni, colegi de cameră. Dar nu exista. Și din Ghencea până la Haiducul, le aveai de mers pe căldura aia, pe jos, el avea mașină. M-am dus pe jos, supărat și eu și el. Și la poartă, când se ieșim din stadion, se oprește lângă mine, hai, urc. Mă, zic, gândul meu repede, zic, mă urc, nu mă urc, mă duc pe jos. Dar ce, sunt prost să mă duc pe jos? Ia să mă urc în mașină. Mă urc în mașină, când am ajuns în față la hotel, luasem o primă sau ceva, scos 100 de lei. Ține-mă 100 de lei, că m-ai dus acasă. Du-te, dracule, hai să mergem să bem o bere. Am mers să bem o bere și ne-am împăcat. Și s-au rezolvat lucrurile. Da. Alte vremuri. Vreau să vedem, avem câteva rubrici în podcastul nostru. Una dintre ele se numește De Suflet. Este prima dintre cele două rubrici importante, clasice ale noastre. Haideți să vedeți despre ce este vorba. Unde ne uităm? Bun. Avem obiceiul ca invitaților să le prezentăm câteva poze pe care le-am găsit, pe care le știm, pe care le comentăm. O să ajungem după aia să vorbim și de Steaua și de Sevilla și de absolut tot. Mai avem timp să comentezi poza? Da, păi de acum. Asta e ideea, să o comentăm. Cât s-a băut în avion? În avion? Nu s-a băut foarte mult. Șampoane, nu știu ce. Dar ideea e foarte interesantă, poza asta, mi-o amintesc. Uite și pe Valentin în spate aici. Aha. În avion, eram cu soțiile. Și eu mi-am uitat banii, că avusem bani și n-am mai avut bani. Și în avion îți dea numai vin. Aha. Și eu am fost tot timpul un băutor de tărie. Îmi place o tărie bună. Nu multă, dar bună. Și la un moment dat zic că Iovan, mă, cum facem cu cupa când coborăm? Că știam că ne așteaptă, nu știu ce. Și Naimi a trecut pe lângă noi în baie. Zic, Naimi, cum facem cu cupa când coborăm? Păi zice, o ia Tudorel și cu Iovan. Nevastă mea să sară din avion. Dar cum? Tu ce, nimic? Nu știu ce. Zic, mă, fane, zic, fii atent ce zice Naimi. Du-te, mă, lasă-l în pace, zice. O iei tu și noi doi lateral. Dar dai seama că nu mi-a picat bine. M-am enervat. Ok. Am coborât exact cum am stabilit noi, nu cum a zis Naimi. Și aici mergem pe terasa aia la Otopen, cum era terasa aia, jos erau 15-20 de mii de oameni. Am arătat cupa și m-am întors, n-a zis, face ceva pe ea, nu mai pun mâna pe ea. Așa de supărat ați fost? Uai, de grine. Și n-am mai pus mâna pe cupa. Din momentul ăla? Nu, pe cupa asta nu. Deci, am mai pus pe aia, adică, din 2009. V-ați simțit... Adică nu mi s-a părut corect. Adică nedreptățit. Putea să spunem, bă, alegeți voi, știi, dar nu mi-a plăcut. Eu am momentele astea când nu-mi place. Adică dacă va călca cineva pe bătături, s-a închis după aia. Cu mine greu mai revin. Și după aia ați mai purtat o discuție pe subiectul Imienei? Niciodată. Nici n-a știut? Niciodată. Ați am mai spus povestea asta. Da, ați interiorizat-o, chestia. Da, n-am spus niciodată. Nu. Cu Naimi e un om extraordinar. Numai cuvinte de laudă la el. Dar n-a fost inspirat din punctul meu de vedere. Probabil, cine știe cum a fost atunci. La momentul respectiv. Ok, hai să vedem următoarea poză. Da. Aici am povestit deja faza asta. Se vede diferența de șampanie. Era altă șampanie. Da, am primit și o poză, o am pe perete de la Cristian Gațu. Eu n-aveam. Dar de ce era altă șampanie? Nu știu, habar n-am. A noastră era mai închisă la culoare, dar a fost foarte interesantă treaba asta, că a fost un întreg protocol aici, de capul nostru. Ne-a chemat mie. Poți să scuri? Da, avem cum? Cum? Avem timp de... Nu ne grăbește nimeni. Ne-a chemat la minister, eram și noi în vacanță vreo săptămână, venise fiecare, aveam costumele astea. Și ne-a chemat la minister. Când ne-a văzut unul cravată roșie, unul fără cravată, unul de toate felurile, cămașă albă, neagră, ce știu eu.
Mamă, Gavrilă, ce facem cu astea? Nu știu de unde au făcut rost. Într-o oră ne-au îmbrăcat pe toți la fel. Zice, uite cum aveam părul. După ureche, tot cu părul, dar pe lăcătuș la vezi, lăcătuș tu l-a tuns. După ore, n-a zice, așa da. Eram îmbrăcați. Deci v-a obligat, l-a obligat pe lăcătuș să se tundă. Da, lăcătuș l-a tuns. A venit lăcătuș. Bă, zice lăcătuș, dar nu ți-am zis să te tunzi. Păi m-am întors, tovarăș ministru. Cine a fost dobitocul ăla care te-a tuns așa? Păi frizerul dumneavoastră, că unde să mă duc? Aici mister a fost. Dar la ea zis, nu tai de aici, numai de aici, numai de aici. Numai dacă de aici. A zis exact cum da. El avea și... Și după aia trebuia să, în momentul când mergem să ne dea medalele de meritul sportiv clasa întâia, trebuia să mergem cu mâna stângă, dreapta să-ți rămână liberă, să dai mâna cu ea. Primul care a mers a fost Ion Alexandrescu, dumneavoastră Rodinească. A luat cu dreapta. Ce-au știți cu ea întins mâna și... Nu mai știa cum s-a fustăcit. Și a doua a fost cea mai tare. A, și trebuia, el spunea felicitări și noi spuneam servi patria. Frumos. Și a doua, când trebuia să ciocnim, ne-a dat câte un pahar de șampanie și avea de mers vreo 10 metri. Stai seama că aveai emoții, de... să nu te împedici, să nu se vărsă și trebuia să spunem să trăiți tovarășul comandant suprem. Păi până am ajuns acolo, am uitat textul. Când am ajuns în fața lui, am uitat textul. Nu zic acum ce fi. Sănătate. Vă era frică de el? Nu. Nu. Și aveam și un ministru senzațional, Ion Olteanu. Adică nu știu când îl vedea că era Ceaușescu, da? Ceaușescu no, inspira no. frică majorității românilor. Adică no. românii aveau frică de Ceaușescu, da? Nu cred. Nu cred că da. Un om normal... Poate nu știu dacă neapărat de el, dar de aparat, de securitate, de românul. Avea frica asta. Mi-aduc aminte de... Bine, noi am fost și undeva privilegiați. Asta spune multe... că mă... Da, dar... De câte ori l-ați văzut? O dată, atunci. Doar atunci? Nu. În rest nu l-ați mai văzut niciodată? Nu. Nu, dar erau destui așa că băgători de seamă din securitate. Dar cine-i dracu îi băga în seamă? Noi îi băgam în seamă. Am venit odată, nu mai jucam, aveam deja accidentul, am fost cu echipa, cu Anderlecht, juca la Bruxelles și mi-au rămas, cred că, vreo $18. Și eram cu Fane Iovan la un șpriț, la Hotel Park. Și dincoace la Copos, care e hotelul Copos, nu știu cum se numea atunci, era un free shop. Atene Palasul? Nu, nu, nu. Parcă la... A, aici, în București Noi, înspre București Noi, sau la care ziceți? Nu, nu, lângă Casa Scânteii. Hotel Park, ăsta e hotelul acolo. Da. Era acolo. Hotel Sport, unde era federația pe vremuri. Hotel Sport, Park și încă unul. Da. Ăsta lui George Copos, da, care e acum. Da. Și acolo avea un free shop. Și am rămas fără țigări. Și zic, mă duc, hai că cumpăr, că mi-a rămas niște dolari. Și m-am dus, mai să țineau doi puși după mie. Le-am cumpărat și la ea gumă de mestecat și când ies doi îmbrăcat frumos așa. Dumneavoastră, da, știți, cu dolarii, că n-aveți voie. Care e problema? Zic, sunați-i pe Valentin, zic, de la dânsul am eu dolari, de la Valentin Ceaușescu. Da, domnule Duca, dar cum vă mai simțiți cu mâna? Ia, serios, acum mă întreb de mână, Am avut și episoade din astea. Fumați? Când jucați? Toți fumam aproape. Stai să văd cine nu fuma. Cred că Gabi Bali nu fuma. Lăcă fuma, sigur. Lăcă Pițurcă fumau. Iovan Bubescu, Bărbulescu. Belo fuma? Belo nu fuma, Bălan fuma. Toți fumam. Și Majorul fuma, toți fumă, cred că. Dar cât fumați? Adică mai, nu știu, mai pufăiați fuma. Niște sau se fuma ca lumea? Nu se fuma. Eram fumători. Păi am venit odată de la Ase Roma. De la Ase Roma am venit. Da, nu mai știu de unde am venit. Se fuma și în avion pe vremea aia. Nu ne lăsa. Nu? Mai meream, ne înțelegeam cu stewardesa pe spate acolo, perdeam, mai trăgeam câte una. Dar atunci am avut așa și n-am mai vrut să urcăm în avion. Am venit cu Craiova împreună și când s-au dat jos deasupra Iugoslaviei, a fost o furtună senzațională acolo și când am aterizat la Craiova am zis nu mai urcăm, să vin autocarul, bă, noi nu mai urcăm în avion. Hai mă băieți, urcați, nu știu ce, ne lăsați să fumă. Faceți ce vreți, nu mă aburcați vă la vila. Și ați fumat tot... Da, tot... cu Neimi n-am avut probleme de genul ăsta. Nu, încercam să nu fumăm în fața lui, dar știa că fumăm. Ce treabă. Pentru că se vorbește de nu știu, de incompatibilitatea fumatului cu fotbalul, cu efortul, cu... Efort, cum făcea Iovan, sau viteză ce avea Lăcătuș și fumam amândoi de Johan Cruyff. Da, bine, Cruyff era celebru. Hai să vedem mai departe.
Da, asta e cu progresul. Bateți pe când ați bătut penaltiul. Da, tot și aici o fază faină, că era 2-0, cred că, sau 3. Și erau 80.000 de oameni și când au obținut colegii mei un penaltiu, tot stadionul mi-a scandat numele. Și mă uitam la Naimi. Naimi se uita în jos, nu făcea nimic. Strigă, Naimi, ce fac? Mă duc sau nu mă duc? Du-te, du-te. Vorbea Naimi. Și m-am dus. A fost groaznic. De ce? De mine. Emoții? Stres? De la un careu la altul să mergi, să te gândești, bă, unde sărăcie să dau, mă fac de râs acum dacă ratez cumva. Și eu tot le-am spus la colegii mei, când mai făceam pariuri și una alta, bă, dă-mă pe mijlocul porții sus. Nu există portarul să nu plece. N-ai cum. Aha. Și zic, mă, tot le-am spus eu asta, eu nu bat așa. Și am bătut exact ca Lăcătuș. Mijloc, bară gol. Bară gol. Tare, da. Tare pe mijloc. Nu chiar tare, dar dacă dai tare, s-ar putea să mai fugă mingea în altă parte. Și nu, am dat, cred că cu latul, dar pe mijlocul porții sus. Ce poveste. Da, nu sunt mulți portari care au dat gol în istorie. Ei, adică... am mai dat unul, mai senzațional. La Reșița, din poartă în poartă, în divizia B cu UTA. Din poartă în poartă, astăzi. Da, și era Popa portar la Reșița. Da, v-a ajutat vântul? Sau... m-a ajutat vântul puțin. Asta da, mă gândesc. M-a ajutat vântul puțin, recunosc. Și când ne-am întâlnit, el spunea, nașul meu. Cum nașul meu e Cârțu. Mi-a dat Cârțu la goluri odată la un meci la Craiova. I-am apărat un penalti și mi-a dat și 4 goluri. În meciul ăla. 5-3 s-a terminat. A, deci fiecare, orice naș și are naș. Orice naș și are naș. Deci Cârțu era coșmarul. Da, m-am făcut-o eu după aia. Am câștigat cupa și a scăpat la 2-1 pentru noi singur cu mine și am apărat-o. M-am luat revanș. Bun, hai să vedem mai departe. Fără mustață. Da. De ce? A plâns soția Ildico, asta e prima mea soție, Ildico, nu știu ce m-a apucat. M-am dus în baie înainte de Logodnă, că e de la Logodnă. Aha. Și mi-am dat mustața jos. A început toată familia să plângă că nu are mustață. Nu știu ce m-a apucat. A zis că e momentul festiv și că trebuie nu să... Nu știu ce... Nu, m-a apucat pe mine așa, de o nebunie, de-a mea. Dar după aia a lăsat-o repede să crească la loc. După aia m-au lăsat. Și acum mai am prieteni care spune, bă, tu nu ești fără mustață, nu ești Duca Damian. Asta în ce an era? Stai să vă gândesc. 78. Da, mustața v-ați lăsat-o de când erați puști? De când erați... Ah, păi când eram la... Asta la... Aveam puțină fire când eram la constructor Arad și mă făceam cu cremă de ghete, cu mustață și cioc când făceam. Ca să aveți mai multă, să păreți... Da, să pară mai multă și nu era vopsele ca acum. Asta. Și făceam cu cremă de ghete, puțin așa de deam și îți dai seama când transpirai curgea tot în mărinte. Doamne, da, adevărat că erau tot felul de... Deci ați avut chestia asta să fie mustața, să fie da, barbișon da. De când erați... Îmi plăcea, da. Adevărat că atunci când ești puști, vrei să... Abia aștept să înceapă să-ți crească un pic, să-ți mijească un pic, să... Da, tu mă dădeam eu cu lama de la tata, de la una alta, să mai crească mai repede. Și plus că mai îmi plăcea cu părul lung, eram pe vremea aia un portar în Serbia, Iugoslavia, care avea coadă. Doamne, adică era tuns Napoleon, de fapt. Uh-huh. Oh, ce-mi plăcea, dar niciodată n-am reușit să găsesc un frizer. Hai să vedem mai departe ce poză avem. Am poliția de frontieră, da, am lucrat 7 ani în poliția de frontieră, la Nădlac. Mi-a plăcut foarte mult. Serios? Am avut în viață, am avut o viață senzațională, cu toate bolile și cu toate, că iau 22 de pastile și în ziua de astăzi, zilnic. Zilnic 22? Da. Da, am cunoscut pe cineva care mă întrece, ia 37. Și sunt fericit. Cam am făcut în viață întotdeauna ce mi-a plăcut. Uh-huh. Mă duceam, astăzi povesteam cu tătăran, zic, dom'le, m-am dus la serviciu cu plăcere. Nu știu, îmi plăcea. Și toată lumea zice, dom'le, bă, ai lucrat în vama, ai făcut... Nu mi-am făcut nici vilă, nu mi-am luat nici măcar mașină. Pentru că am zis, singura mea avere e numele. Pe ăsta n-am voie să-l pătez. Deci n-ați luat șpagă în vamă? Ce-ți dădea mărunțișuri din astea, dar nu m-am băgat. Adică la chestii grele, la... Nu m-am băgat. Să închideți ochii nici la vrut divers. Să știu. Nu. Nu mă interesează. 7 ani ați lucrat, foarte mult ați lucrat. Da, 7 ani. Și mai puteam să lucrez, numai că a venit atunci, s-a unit Poliția de Frontieră cu grănicerii
Și practic eu eram ofițer, eram maior. Și atunci pe noi, ofițerul, ne punea la să nu mai lucrăm în trafic. Și acolo era frumos să lucrezi în trafic, să te întâlnești cu oamenii, să controlezi pașapoarte. Și să ne pună la birouri, să facem hârțogăraie, practic. Hârțogăraie, dădeau câte 120 de români înapoi cu pașapoarte, controlează, fă-le dosare penale, fă-le din asta, nu-mi plăcea. Și atunci mi-am dat demisia. Mult prea, da. Mult prea... Da, și atunci am ieșit în pensie. Vă recunoștea lumea? Da. În graniță? Da. Vă recunoștea? Da, am întâlnit mulți acolo. Venit odată o orchestră din Galați, nu știu unde, a fost la un concert, dar vin noaptea, până la vreo 12. S-au dat jos din autocar, au scos toate instrumentele și au început să cânte pe acolo. Fost senzație. Mi-a plăcut mult. Salariu bun? Era ok. Da, nu? Mic. Salariul era 3.000 de lei. Păi câștigam mai mult cu câini. Am avut crescătorie de câini. Ați avut canisă? Da, am avut ciobănesc scoțian. Am fost primul în Arad care am avut crescătorie. Am avut și 18 câini. Și pe un câine luam 250 de mărci. Iar când eram subinginer la fabrica de mobilă, că lucram și în fotbal, dar la fabrica de mobilă, aveam 150 de euro pe euro, erau mărci atunci. De mărci. De mărci pe lună, ca subinginer, și pe un cățel luam 250. Bună treabă. De am respectul câinii. Pentru câini și acum am da, patru dar pe care complicat, îngrijesc. E complicată treaba. M-a ajutat Fibia, cea mare, Brigită, îi plăcea, nebunie, îți dai seama. Da. Hai să vedem următoarea. Asta la nuntă. La nuntă. Cu Alexandra. Într-adevăr, a ieșit o nuntă senzațională și a dorit foarte mult. Și adevărul că a ieșit senzație. Nunta n-a multă fost lume? Mult. Nu. Nu. 110 persoane. Cei mai apropiați prieteni. Aveți și din fotbal? Prieteni? Nu. 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 Nici că așa era o chestie. Doamne, nu-l chem pe Becali, că nu știu ce, nu știu cum, că am fost și în partid la el și nu știu ce. I-am dat invitație, dar nu. Asta vrut. Era în perioada în care erați la FCSB? Nu, nu. A fost înainte, a fost în 2000. Mă ceartă nevastă mea. Tăiați, vă rog frumos. Am 15... Nu, că n-am nici ăsta. În 2005 sau 2006. Ok. Am 15 ani de căsnicie cu Alexandra. Facem 16. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. E foarte bine. Bun, deci nuntă frumoasă. Da. Ați avut orchestră? Ați avut... Nu, culmea, și aici e o poveste. Că am fost la foarte multe nunți și înainte de nunta mea și după nunta mea și n-am fost niciodată pe principiul de orchestră, live. Dacă chem artiști foarte cunoscuți, e ca la spectacol, lumea nu mai dansează asta, și zic, nu, eu vreau un DJ. Și mi-a făcut cineva, zice, du-te, mă, vorbește cu omul ăla. Și m-am dus. Am înțeles că între timp a murit acel domn. M-am dus. Un DJ. Omul avea 60 și vreo 3 de ani. A lucrat împreună cu Sergiu Nicolaescu la filmul Nemuritorii, la Suneci la asta. Șmec era omul. Deci exact ce vrea lumea, știa ce să pună, ce simțea vrea muzica, să simțea, simțea fantastic. Și dacă spun cât am plătit? 4.000 de lei. 4.000 de lei era o pomană. 100 de mărci era atunci, sau ceva de genul 200 de mărci. Și va oferi muzica vieții. L-am chemat și la botez, îți dai seama. Absolut. Domn. Foarte frumos. Senzația a fost. Foarte frumos. E minunat să găsești oameni de ăștia. Următoarea, hai să vedem. Da, asta cred că chiar când am venit la Steaua în 2010. Când v-a prezentat. Da, 2010. Trebuia să vin la București, asta a fost într-o joie, pe la vreo 11:30 m-a sunat. Zice, vrei să fii președintele Steaua? Pentru mine președinte nu era că președinte, eu știam că nu o să fiu președinte niciodată. Zic că întotdeauna mi-am dorit ce am făcut 10 ani. Să fiu cu presa, că am avut o relație foarte bună și o am în continuare, cred că, cu presa. Și asta îmi plăcea, relația cu presa, imagine a clubului. Și zic, vin. Dar zic, vin luni, că programasem că nu mai reușeam să-mi plătesc rata, luasem și eu un apartament, era foarte greu și am zis că mă duc să-mi iau viză pentru cea mică, avea un an sau doi. Și plecăm în America, la fosta soție și la fiii mea și vedem ce facem acolo. Nu, zice, vin mâine dimineață. Mâine dimineață, pe cu ce?
important să vii la Timișoara, că o să ai bilet tot la București astea. Așa am făcut. Am venit la București, de faină treabă. Am venit la București, m-a așteptat, m-a dus la palat, m-a prezentat, n-a zis, te rog, du-te la stadion, prezintă-l pe Ilie Dumitrescu. M-am dus acolo, am venit înapoi. Și stăm acolo la el. El stă, eu stau. N-a zis, din când în când, zice, dacă vrei, na, poate la meciuri, la unul, două meciuri să mai vii. Păi zic, stat puțin, că așa nu a fost vorba. Păi eu dacă vreau, vin dacă vreți, vin, nu așa. A, zice, n-am știut că vrei să stai în București. Păi cum să nu? Păi, ori facem o treabă, ori nu o facem. Ok. Zice, du-te, arătă-i apartamentul în care a stat Neagoie. M-am dus, am văzut. Place, cum drag să-mi place un apartament de 160 de metri, mare. Ok, stai acolo. Mai stau eu ce stau? Asta nu prea le-am povestit. Ca să fie și ceva. Da. Mai stau eu ce stau? Că tot președinte, că îi spuneam președinte, că era președinte la partid. Noi ne cunoșteam din 2004, când am fost împreună la partid, la PNG. Zic, eu am o mașinuță, un Chevrolet acolo, dacă tot vin la Steaua și președinte, nu știu ce, să găsește vreo mașină. Ce cu Q7-le? Păi la stadion. Du-te adun. Ok. Vine cu Q7-le. Nici nu știam ce e Q7-le. Jur că nu știam. În fine. Ok. Mai stau. El stă, eu stau. Zic că mă duc acasă. Zic, ce-i spun soției? Bă, ce vin aici? Păi zice, m-am gândit 4.000 de euro... Să vă dea Dumnezeu sănătate. E foarte bine. Bine că după aia le-a mai redus. După aia a început să mai taie din... A mai tăiat din el până am ajuns la 2.000 de lei. Atât. La sfârșit atât a rămas. Bine, ca să plec singur, să nu mă dea nimeni afară. A, deci a fost un fel de forțare, da. Așa. Nu! Mișto, dar bine, rămâne fază. Eu când am plecat de la Arad, m-am luat niște bani împrumut. Eu eram pensionat de boală, o pensie de amărât și nevastă mea era în concediul de maternitate. Îți dai seama din ce bani trăiam. Și am luat niște bani împrumut. Zic, bine, am înțeles asta. Zic, niște bani de benzină? Bă, zice, n-am. Virgile, ai ceva bani? N-am nici eu acum, n-avem acum aici. Dar lasă, zic, am luat de niște bani împrumut. Du-te că îți dau banii când vii. Deci s-a ținut întotdeauna de cuvânt. Deci eu, față de omul ăsta, trebuie să-i mulțumesc că astăzi am casă, am tot, pentru că cu bănuții care i-am strins an de an, zi de zi, am reușit să ajung la un nivel în care familia mea e ok. Da, dincolo de asta, ați avut, pentru că erați un om care trebuia să comunice numele clubului, ați avut momente stânjenitoare? Nu, niciodată. Nu cu el. Mă refer la situații în care să fiți întrebat diverse lucruri de către presă și să nu aveți răspunsuri, pentru că na, era situația care era. Știam la club. Să le reglez. La început m-am hazardat. Cum ți-am spus, toate se învață în viață. La început eram pe stadion la Genchev, stăteam lângă el acolo sau în spatele. La început lângă el, după aia am zis că e mai bine în spate. Și... la ieșire, toată lumea, microfonul, față, pa. Și spuneam, mă duc acasă, mă uitam, mă zic, stai, mă, una declară eu, una declară Becali. Nu e regulă. Internet, pac, m-am dus, mi-am pus internet, nu știu ce. După meci mă duceam frumos, aveam un bioraș, un birou mic acolo. Așteptați acolo? Așteptam frumos, mă uitam ce a declarat domnul Becali. Acum pot să cobor și eu. Ca să fie... Și mă duceam, nu neapărat pe linia lui, dar nici... Eu spuneam că l-a jucat slab și el spunea că a jucat foarte bine. Zic, stai că nu e bine. Dar odată nu mi-a reproșat. O singură dată mi-a zis, zice, bă, nu te mai lua de tătărușanul, de nu știu ce, că îi pui contra ta. Dom'le, eu nu vreau să fiu prieten cu el, dar când am ceva de spus, eu o să spun. Și aia, până la urmă, da bine, 10 ani au fost suficienți. Hai, mai departe. Mai avem două poze, după care trecem un pic la... A, prietenul meu, Dumnezeu să-l odihnească, să-i dea odihnea veșniță, Viorel Turcu. Viorel Turcu. El m-a ajutat foarte mult psihic. Fantastic. Când o duceam rău, bă, mergem înainte.
Vezi, din păcate, n-avem empatia pentru asemenea oameni. Un om care a câștigat 3 campionate cu 3 echipe diferite, Argeș, Steaua și Dinamo. Și tot domnul Becali l-a ajutat și cu bani, și cu proteză, și cu scaun, și cu de toate. L-am ajutat și eu, prin intervențiile mele care le-am avut și eu la domnul Becali și cât am putut și eu l-am ajutat. Un băiat senzațional. Și uite că s-a dus, dar din păcate nu respectăm asemenea oameni. Din păcate. Ultima poză, una că de-aia îi spune de suflet. Da. 14 ani. Da. Trec repede. Puh, ce repede trec. Mă gândesc repede unde ai făcută poză. E înaltă. Oh, are 1,75 m, cred că. Bine, mare, nici mare. Nu putea din mea și din soție, care amândoi sunteți înalți, n-avea cum să iasă decât o... Da, anul ăsta avem treapta. Și eu sunt pe alt principiu. Toată lumea e nebunită să-i dea copiii la cele mai tari licee din București. Eu am zis, du-te, fata mea, la liceul sportiv Helmut Duca Adam din Clinceni, care îmi poartă numele. Da. Și o să se apuce de handbal acum. Aha. N-a făcut deloc handbal și am luat o minge acum de handbal și în primăvară când începem, trebuie să dea niște probe acolo. Și fiind fata lui Duca Adam, n-are voie să se facă de râs. Și atunci o să ne pregătim. Și am zis să facă liceul și după aia vom vedea noi ce o fi cu facultatea mai departe. Să fie sănătoasă. Steaua. Care? Steaua. Steaua. Steaua e, până la urmă, cred că oricine... Ok. Am fost la ultima, am fost la ultima emisiune. La ultima emisiune cu Popica. Adi Pop. Da. Steaua, FCSB, Steaua, la un moment dat ne-am încurcat că nu mai știam care cum. Că el a jucat și la Steaua, și la FCSB, știu. Și iară la Steaua, și iară la FCSB. Știu, știu. Da. Chiar, Steaua. De care, care vorbim acum? 82. Vorbim de, când ați, de momentul în care ați venit la Steaua. Ah, ok. Iordache era, nu? Iordache și Nițu. Și Nițu. Cum era să îi aveți, cum să spun... Să aveți contracandidați pe post. Da. Iordache era o legendă. Era în momentul. Pe apus de carieră, pe final de carieră, dar un portar care cred că a avut cea mai mare viteză pe 60 de metri, cred că bătea și pe Ben Johnson. Fantastică viteză de reacție avea. N-a fost ușor. N-a fost ușor, că la un moment dat a fost și secretarul de partid pe echipă. Nițu era, nu am reușit să mă apropii niciodată prea mult de el, n-am avut... N-ați avut empatie, n-ați avut o legătură? Nu, adică n-am avut nimic împotrivă, dar na, eu venind din capătul ăla la alta țări și încet, încet era Cerneanu și cu Constantina, antrenori, am jucat un meci la Rădăuț în cupă, am apărat destul de bine. Și urma să jucăm la Brașov, cu Corvinu. Unde am apărat eu primul penalti cu Corvinu. Și conduceam cu 1-0, pe un teren foarte greu. Ești televizat. Și avea un vârf de atac, Ghiță, mai în vârstă el. Și a dat o lovitură de cap. Am scos-o din vinclu, repoziționată, televizor, superb. Și s-a dat corner. Executat corner și Mircea Redding de la 16 metri cu cap. O minge țopăită, eu mă plec și mă uit deja unde să o dau. Și mingea a luat puțină zăpadă, noroi, printre picioare, pac, gol. Ai, 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 ai. Și după aia ne-a mai dat Gabor, cred că un gol, și ne-au eliminat din cupă 2-1. Eram cu autocarul, în autocar, am zis că merg direct acasă și mă las de fotbal. Și a venit Neațu Pică lângă mine, zice, stai mă, că o să mai ai și din astea, am avut și eu și nu știu ce. Și din titular am ajuns al treilea, să mă trimite la tineret. Bineînțeles că nu m-am dus la tineret, adică chiar așa de... Și am ați refuzat să vă duceți la tineret? Sau ei... Da. Păi eram în echipa națională, acum chiar... Ca și când, acum, nu, comparația sigur că e exagerată. Trimiți, eu știu, un jucător care totuși are ceva experiență să-l bagi joc de el. Se mai întâmplă, din păcate, la unele cluburi. Nu, și am stat. M-am antrenat cu echipa a doua, cu rezervele cu asta și după vreo 3 etape, 4,
am fost rezervă și după aia, încet, încet am devenit titular. V-ați imaginat că în momentul în care veniți la Steaua, ceea ce e un paradox până la urmă, e o chestie de neînțeles pentru mine acum, Naționala va fi un capitol închis? Adică v-ați simțit nedreptățit în perioada aia legat de Națională? Nu. Nu. Nu neapărat. Adică trebuie să fii și conștient de anumite treburi. M-am simțit nedreptățit atunci la campionatul european din 94, când eram titular și... Bine, asta a fost în prima fază. Și al treilea portar a fost chemat Iordache, care atunci era rezervă. Am înțeles-o mai târziu puțin și mi-am dat seama că Mircea Lucescu a procedat bine. Că în momentul în care m-a chemat la echipa națională și jucam în divizia B la UTA, m-a fost bine și acum că nu m-a chemat, nu-i mai bine Mircea Lucescu. Nu, nu pot să fiu așa. Și mi-am dat seama pentru că a făcut acest gest pentru Iordache, pentru toată cariera lui și pentru tot ce a semnat el pentru echipa națională. Am înțeles-o puțin mai târziu, dar am înțeles-o. Dar la momentul ăla nu va pica bine. Nu. Clar că voiam să merg și eu cu echipa națională, logic, să fiu chiar al treilea, fără șanse de a juca, dar erai tânăr, vrei, atunci. Iar cealaltă problemă la Steaua, era foarte dificil să apel la Steaua. Era foarte dificil, erau mai mulți factori. Una, aveai două șuturi. Dacă unul era gol, notă 6. Mai ieșai pe două centrări. Asta era o chestie, asta se spune că e foarte complicat pentru portar, foarte chestia asta complicat. Să-ți păstrezi concentrarea la o echipă mare. Nu neapărat ai puține... concentrare, dar sunt două șuturi. Asta zic, ai puține intervenții într-un meci, exact. Și tu trebuie, tu trebuie în permanență să fii pregătit pentru alea două intervenții și nu e ușor. Da, s-ar putea să, la una să n-ai ce face. Da. Și simplu, să nu fie din vina ta, că dacă e din vina ta ai luat patru, s-a terminat. Da. Dar să nu fie de vină, de 10, două șuturi, unul a fost gol. Nu putem să-i dăm, ce să-i dăm? Pentru ce a făcut 6. Uh-huh. Eram la UTA, luam 3-0 la Petroșan și luam 9 sau 8 sau nu știu ce. Că mai apărasem încă 10 minți sau cât. Dificil din punctul ăsta de vedere. Și întotdeauna zic că, sigur, acum nu-i mai cazul. Dacă ne întoarcem puțin la Steaua sau la FCSB, cei mai buni jucători au fost Tătărușanu, Niță. Da. Care nu mai e așa cum a fost pe vremuri. La echipă mare, portarul... De-aia era dificil să mai ajungi la echipa națională. Și atunci, sigur, a fost... Silvica a fost... Că la un moment dat eram la echipa națională și Silviu Lung era... Trebuia să merg la Craiova înainte de a veni la Steaua. Vorbea Adrian Păunescu că au echipă, dar au portar, că treceau printr-o perioadă mai slabă Silviu Lung și Boldici. Și totuși am preferat Steaua, că trebuia să fac și Armata. Și Silviu Lung a făcut o partidă senzațională atunci cu Fiorentina. Da. Și eram la lot, la 23 august, și a venit Mircea Lucescu, zice, tu că tăcăși, Silvica că vine. Da? Da. Aha, am înțeles. Ok. S-au perindat foarte mulți jucători ca să se construiască echipa aia, echipa aia mare. Deci au fost în jur de 100, am înțeles că 80-100 de jucători 70 și ceva, sigur. Au trecut. Cum vedeți tot du-te vino-ul ăsta? Adică, o nebunie. Îl înțelegeați? Vă... Da, nici nu că nici nu ajungeai să-i cunoști pe unii și după plecau deja. Pe mine niciodată nu m-a interesat ce jucători vin, ce jucători pleacă, cine ne arbitrează duminică, cine nu. Habar n-avea. Eu mă concentram doar la mine. Ce am eu de făcut? Aveam colegii mei de cameră, care la început am stat cu Tătăran, după aia am stat cu Licică Bălan, deci nu cu Băi Mărie de-a mea, de Zora, pe acolo. Nu m-a interesat ce era... Sau deci dacă, nu va atingea ce era în exterior. Sau dacă Gatul lua butelie și eu nu luam butelie, sau ăla lua o aprobare de aro și eu nu luam. Nu m-a interesat treaba asta. N-am fost niciodată invidios pe treburile astea. Nu, dacă ești mai deștept și te descurci, bravo ție. Dar dacă făceai ceva, să nu vi se ia respectiv. Adică să nu... Nu, aia nu. Aia nu, aia nu acceptați. Aia nu. Că mai fost o chestie că ai zis că am avut curaj. Am avut curaj. Ce să fac? Să mă dea afară din țară? Ce putea să facă? După un meci cu Dinamo, a pierdut 1-0. Cred că 1-0 și a venit Ion Olteanu, ministru. Și ne-a făcut varză pe toți. Ce pot cu... E nec, bă, tu nu ești antrenor, tu ești popă.
cu doctorul și de doctorul. Tu mergi numai la Crevedia după pui morți. Și a ajuns la mine după ce i-a luat pe tot. Gavril a zis, pe voi din club? Pun pe un terorist să vă arunce dracului în aer, că nu sunteți buni de nimic. Tu, Adame, tu ce ai făcut? Pe ce a făcut Tomaș Mitz? Pe ce, mă, a fost gol care l-a luat? Da, dar când am apărat bine, nu m-ați lăudat. Stai, dracu' jos, și tu. Cum e discuția halagianienei? Unde vă poziționați? Că cine a făcut? Cine? Ce contribuție a avut? Echipa Steaua a făcut-o Ion Alexandrescu. Nici halagian, nici ienei. Ei au venit cu anumite idei. Halagian are meritul că l-a dus pe Beloni. E meritul total al lui Halagian. Din câte cunosc. Da. Rest, Halagian nu putea să lucreze la Steaua. Halagian nu știa să lucreze cu jucători cu așa mare personalitate și cu ego atât de cum era atunci la Steaua. Și de aia nici n-a rezistat. Era un tip, nu neapărat conflictual, dar trebuia să stai drept în fața tipical, lui. Tipical, prea da, zbir? Da, prea zbir și nu puteai. Americene era un fel de copie al lui Ștefan Covaci, cu acel poveste când a intrat în bar cu Cruyff și a dat o rând, așa era Americanei. Americanei, astăzi făceai ce făceai, a doua zi ți era rușine și făceai la antrenament dublu. Dar te ierta pentru ce ai făcut ieri sau ceva de genul ăsta. Nu, nu putea. Bun psiholog și bun și un gen, bine, gentleman. Gentleman uluitor. Da. Păi am făcut 3 săptămâni după ce am mai stat și la Forma vreo 10 zile în Folonica înainte de cantonamentul ăla, înainte de finală. Băteam pe aia ca pe hoții de cai. Un singur egal cred că am făcut cu Verona, care era campioana Italiei, cu Brigger și cu Larsen. Da, da. Am bătut pe Torino 3-1 cu Junior, campion mondial, cu Schaffner, cu tot. Și după 2 săptămâni am văzut că o luam noi puțin așa, pe, zice, gata, aveți liber. Ne-a chemat. Aveam vin în cameră, Ion Alexandrescu n-a fost de acord. Și ne-a zis nu. Fiecare primeam vinuri din alea, de colecție, de toate feluri. Da. Cred că aveam 20 de sticle în cameră, fiecare. Și eu n-am vrut să ne lasă. Nu, nu, lasă să-l ducă în cameră. Dacă nu ne duceam, eram jos și furam o sticlă de vin și beam pe ascuns. Dar așa nu ne-a băut nimeni. Nu-i trebuie, dacă ai, nu-ți trebuie. Dacă nu ai, era, dar asta... refuză, ceea ce ți se refuză, aia, exact. Aia vrei. Așa eram noi. N-a băut unul, cred că, un pahar de vin. Nu ne trebuia. Și zice, băieți, hai, liber. Ne-a chemat pe toți în hol acolo. Singurul rugăminte. Să n-avem probleme cu poliția. Rest face ce vreți. Bun. Luni dimineața am făcut ce am vrut. Luni dimineața Dumnezeu să-l odihnească și a murit și el, săracul, maserul Mitica Neagu. El n-a intrat niciodată în cameră la noi. Neimi. Hai băieți, sculați-vă la antrenament. Ieși afară. Mai vin, băi, a doua oară vine, după vreo jumătate de oră. Hai mă băieți, sculați-vă că se supără Neimi. Când a zis că se supără Neimi, hai. Ne-am îmbrăcat, așa, am cuvânt. Hai mă, Neimi, lasă-o dracu. Lasă-o să dormim. Ce dracu, acum, de chem la antrenament. Toată lumea pe teren. Mergem pe terenul de tenis. Era un teren de tenis, de câmp. Acolo, na, care e stare? Bălăni, Tudorel, Neimi și cu Iordănescu. Jucau la tenis. Și noi trebuia să stăm pe margine să aplaudăm. Dar nu ne-au lăsat să dormim. Și atunci s-a accidentat urât, atunci cu glezna. Da? Ne-a călcat strâmb, da. Deci doar așa să da, vă... Da, a doua zi după marți. Toată lumea a fost în priză. 10 sprinturi. Neimi, 2 facem noi în plus. Ok. Era senzație. Cernobâl. Vine Cernobâlul. Ați știut? Adică că știu că s-a anunțat târziu, dar voi aveați informații în plus despre ceea ce se întâmplase? Da. Și ce ați știut? Și nu știu, s-au făcut măsurători? Cum? A fost și întrerupt campionatul, totuși, 2 săptămâni. Nu s-a jucat campionatul României și plus de asta eram singura echipă care aveam drept să facem antrenamente. Că urma finala Cupei Campionilor, trebuie exact. Spus. Exact. Și au venit de la armată cu niște aparate ca și din ăsta care cauți metale și măsurau radiațiile în iarbă și ne-au sfătuit mai ales pe noi portari să încercăm să nu prindem mingea la piept. Să o prindem așa că erau cu vreo 200% mai mari decât era normal.
Adică era expunere mare de tot. Da, da, da. Și mai ales că se lăsase în iarbă. Și ce ați făcut în zilele alea? N-ați plonjat? N-ați prins mingea? Am încercat să evităm. Ok. Cât se putea. Dar la piept nu. Asta a zis clar să nu prindem la piept. În rest, aventuri din astea multe, cu pregătirea înainte de final. Trebuia să jucăm în alb. Noi nu aveam echipament alb. Am mers la PACA. Am făcut două antrenamente pe 23 august. A vorbit Valentin, a aranjat practic la lumina reflectoarelor. Păi a doua zi când a spălat tricourile alea, s-a făcut seara așa mici. S-a intrat seara la apă toate. Ce? Am mers prima dată, am fost prima echipă care a mers în străinătate cu mâncarea noastră. Să nu ne... La finală. Da, să nu ne asta. Să nu vă bage, da, în... Și cu bucătarul nostru. Păi așa era conspirațiile. Că... Era frica asta? Da. Dar era vreo... Nu știu, era un sâmbure de adevăr? Adică se practicau chestii de astea? Să-ți nu bage... Știi ce știu? Zborul au mai fost. Eu mi-am aminte la finala din 1989, că în România, clar... S-a spus că steliștilor li s-a băgat ceva. Nu. Am fost eu acolo. Eu zic ce s-a zvonit în România. Nu. Că prea ne-au bătut ăia rău, ne-a bătut Milanul prea rău și că se zvonise chestia asta, că au băgat ceva. Aia și era diferența. Da, bine, aia era. Evident aia că era diferența în perioada aia. Toată lumea a realizat. Dar se făcea chestia asta? Adică se făcea... Au fost zvonuri că anumite echipe, la anumite meciuri, jucând ăsta, au mai făcut diarei, au mai făcut din asta. Dar bine, asta se pot întâmpla și dacă schimb apa sau nu știu ce. Nu da, neapărat da. Că cineva îți spune ceva mâncare. Okay. Eu nu cred că s-a riscat cineva chiar în halul ăsta. Și v-ați dus la Sevilla cu mâncarea și cu bucătarul? Bucătarul nostru, da. Cu vinul nostru, cu tot. Așa că după final am avut și vin. S-au uitat aia puțin strâmb la noi, ne-au controlat că venisem totuși din România și cu mâncarea să nu fie contaminată. Cu Cernobâlul. Da. Uh-huh. Și n-am avut echipamentul, l-am primit cu o seară înainte de joc, pe la ora 9:30. Ale albe. Dar da. Ăla al noastră, la verde, ăla era... Nu, atunci l-am primit. Tot atunci și mănușile. Și mănușile, că n-aveam nici mănuși. Și nu... Nu trebuia să fiți obișnuit cu mănușile? Nu era o chestie? Adică nu aveați... Noi nuțe. Un singur joc am jucat cu ele, la Sevilla, cu alea. Nu aveați... Dar nu aveați... Nu simțeați nevoia să... Păi dacă nu aveam. Am înțeles. Pe primele mănuși, când am ajuns la Steaua, mi le-am cumpărat eu cu $50 din Grecia. Pe banii mei. Atunci nu-ți oferea clubul mănuși. Ați dormit înaintea finalei? Da. N-ați avut treabă. Spuneți de foarte mult, am auzit chestia asta, că vă enervează îngrozitor că nu v-ați bucurat, că n-a știut să vă bucurați. Ce tu de mie. Că-i vezi astăzi, ce înseamnă câștigarea asta? Adică ce se întâmplă... Am fost invitat de UEFA la Berlin, între Barcelona, finala cu Juventus. Și am fost am pe stadion. Am fost că v-am luat interviu acolo. Da? Da, nu mai țineți minte. Nu mai țin. Că era atunci la cu Berlin, festivitatea am fost. Aia cu Platini, cu 50 de ani de la prima finală. Și... Dom'le, când am văzut cum se bucură Barcelona, cum taie plasa, cum își mulg iarba și ăsta și nu ai nimic. Bine, nu știam. Veneam dintr-o altă lume. De ce să... Dar știați ceva? Aveați informații despre Barcelona? Despre adversar? Despre Archibald? Despre... Foarte nu știu. Puțin. Eu n-am avut. Nu știați? Nu. Culmea, nu știu dacă s-a făcut din adins acest lucru, până atunci studiam fiecare adversar. Dar culmea, eu n-am văzut, de exemplu, penalturile cu Göteborg. Ar fi trebuit să le vedeți. Ei s-au calificat la penalturi cu Göteborg. Și nu le-ați văzut? Nu. Dar deci înainte de aia se făcea studiu pe adversar? Da. Video? Da, Săpescu făcea rost de... Nea Cristi făcea rost de casete. Și înainte de finală s-a... Nu, eu n-am văzut. Dacă s-a vorbit în privat cu ceilalți jucători, nu știu. Dar eu nu. Și a fost mai bine. Pentru mine m-a ajutat. Da. Păi, mă ducea în eroare dacă vedeam penaltele. Au bătut invers? Sau? Nu știu, nici nu m-a interesat după aia. Nu mai m-am uitat cum au bătut înainte sau ăsta. Vă uitați la meci? V-ați uitat la meci de multe ori de atunci? Oh, îți dai seama, mai ales după finală, vreo 2 ani de zile, care venea la mine, trebuia să pun caseta. Era obligație, adică veneai la Duc Adam în casă, vezi meciul, punem finala, trebuie să ne uităm la penaltiuri. Dar nu-mi place să mă uit așa, nu știu, n-aș fi bun dictator. Nu-mi place să mă văd pe mine. Meci urât. N-aș spune. Nu? Depinde acum cum privești. Tu, ca ziarist, probabil, sigur, faci comparații cu
finala campionatului mondial, ultima care a fost. Nu neapărat, că ai top. Altă finală, Milan nu, cu mai fost Liverpool. Sigur că au fost, dar au fost și finale urâte. Da, 100%. Știți ce mi-aduc aminte? Îmi cer scuze că vă întreb. Mi-aduc aminte, chestia asta, într-un fel, a dinamizat fotbalul. Pasa la portar și faptul că putea să luați mingea în mână. Și mi-aduc aminte că chestia asta se întâmpla des în perioada aia. Venea Belo, vă pasa, luați mingea în mână, așteptați, o dădeați mai încolo, iarăși mai primeați o pasă, iar o luați în mână. Astăzi, faptul că nu se mai întâmplă lucrul ăsta, mi se pare că a dinamizat un pic fotbal, uitându-mă la finala aia. Greșesc când zic lucrul ăsta? Nu știu dacă neapărat ăsta e singurul lucru. Nu, evident că nu numai ăsta. Dar asta era observația mea vis-a-vis de... Pentru că eu pot să spun același lucru. Toată lumea e nebunită după jocul Barcelonei. Pe mine nu mă dă pe spate. Uh-huh. Pentru că pasează, fac 100 de pase, dar fără să încerce să verticalizeze. Și foarte multe echipe au preluat acest stil de joc și pasează pe fundul terenului, printre fundaș și central, cu portarul de 10.000 de ori, până dă după aia tot una lungă sau nu știu ce. Nu mi se pare neapărat asta. Sigur, noi ca echipă, cum eram atunci, noi acasă eram foarte buni pe Ghencea. Și rezultatele o arată. Dar în deplasare eram totuși o echipă din estul Europei, care nu apărea noi pe afară. Aveți complex, erați, simțeați complexul? Normal că era. Da. Și eram și priviți de sus de toată lumea. Și atunci trebuia să faci ce puteai să faci. Să te aperi foarte bine, să încerci pe contraatac. Ceea ce am făcut, eu zic, foarte bine. Iar în prelungiri, am fost mai periculoși ca ei. Cu siguranță. Deci da. Atunci am avut deja încredere. Am avut deja, a fost șutul lui Mitzi Majaru, a fost al lui Bărbulescu, a mai fost niște faze. Deci am avut deja mai mult curaj, nu mai aveam ce pierde. Dar noi am mers acolo ca și mentalitate. Dom'le, mergem să arătăm că și în România se joacă un fotbal frumos, nu ne facem de râs. Asta era mentalitate. Vă aștepta să intre Iordănescu? Nu. Și când a intrat, ce v-ați zis? Adică mă gândesc că era... Nu m-a interesat. Să joace, dar mi-e treabă cu cine intră. Păi nu era o chestie bizară până la urmă? Nu era bizară pentru că Naimi l-a folosit. Știam că nu joacă Tudorel și l-a folosit în turneul ăla din Italia. La primul meci cu Verona. Aha. El a jucat o repriză acolo. Gata, am înțeles. Și adică era, aia, v-a pregătit într-un fel. Că după aia el a zis, domnule Naimi, eu nu vreau să joc, că nu mai pot, nu mai, nu știu ce. Naimi îl forța... că știa că nu poate să joace Tudorel. Și atunci totul s-a convins, măcar stai pe bancă cu mine, nu știu ce. Și atunci în prelungiri, trebuind să și ține mingea și să mai asta, că și ținut-o în prelungiri acolo când a primit pasa și nu în alta, l-a băgat. Dar nu m-a surprins. Din partea mea putea să intre pistol, vai să facă oricine pe mine, nu mă interesa. Nu știu, amănuntele astea pe mine niciodată nu m-au interesat. Ok. Nu, dar mă pun în pielea oricărui jucător, dar dacă spuneți că erați pregătiți, adică că jucase Iordănescu, mă pun în pielea unui... Dar jucam cu el la fiecare antrenament. La bun, una e una, dar să intre de niciunde antrenorul secund, era o chestie neobișnuită. Nu știu dacă știau cineva că intră. Ok. Eu n-am știut. Lăcă și Balin, faptul că au bătut și curajul ăla și nebunia aia, tinerețea aia, adică... Că până la urmă primii ratăm noi, da? Apărați dumneavoastră, ratăm din nou noi, oamenii noștri cei mai buni, da? Mitzi Majaru și Bălăni ratează. Se pune presiune pe dumneavoastră când i-ați văzut pe Lăcătuș și pe Balint că... Eu nu i-am văzut. Cum nu? Simplu. Nu v-ați uitat? Nu. Deci apărați și vă întorceați cu spatele, sau cum? Nu. Trebuia să ieși din careul de 16 metri. Aia clar. Și m-a pus la marginea careului de 16 metri, poarta era aici. Eu ieșeam în partea asta, urâtul ieșeam în partea alaltă. Ieșeam aici, mă puneam în fund și în momentul în care ăsta mă lăsam pe spate. Și mă uitam la cer. Și după reacția tribunei știam ce se întâmplă. Că am ratat, am marcat. De emoții sau de... Nu, n-am vrut să mă uit. Mă concentram. Ce fac următoarea fază? Eu, acolo era, acum nu vreau să mă dau eu deștept. Sau, doamne, nu, deci, doamne, iartă-mă. Nu, dar eu mă gândeam acum... Cea mai grea, cum am spus-o întotdeauna, a fost prima, a lui Alessanco, că mă gândeam cum va trage, cum nu știu ce și... Și am ales partea dreaptă. Mi-a tras bine, mi-a tras la semi-înălțime, a fost ok. La a doua zic, bă,
Acum cum fac? Ce aș face eu în locul lui? Mă, portarul a apărat una pe dreapta. Acum logic ar fi că încearcă pe stânga. Mă duc în dreapta. Dar degeaba mă duc în dreapta, că mai vin din ăștia atunci știutori. Da, ăsta a tras-o în dreapta chiar lângă bar. Ăsta, ăla a fost excepțional, deci, de bine în momentul bătut. Ăla, dacă n-ai forță în picioare să ajungi acolo, degeaba mergi pe partea. Al doilea penalt este perfect bătut. Al treilea a fost cel mai simplu pentru mine. Cel mai simplu, că dacă mă duceam în stânga, era cel mai bine bătut de Pique Alonso. Era gol. Dar a fost cel mai simplu pentru că eram 99,9% că va ta tot în dreapta. Pentru că era logic. Ce fac? Asta a apărat două pe dreapta. Sigur încearcă acum să meargă în stânga. Deci trag în dreapta. N-a tras unul pe centru, cum ziceați noastră. Ăsta a fost mai pe zonă centrală puțin. Da, am dat-o prost, că a vrut să o dea tare. Da. Și am prins-o și la piept pe aia. Da. Da, asta e. Dar la lăcături și la ăștia nu m-am uitat. Nu v-ați uitat. Niciodată. Nu. Și ați conștientizat la ultimul penalti, v-ați dat seama imediat, nu? Că nu. Nu v-ați dat seama că s-a câștigat? Nu m-am interesat. Nu știam. Eu m-am bucurat pentru că realizeam că am făcut ceva senzațional. Deci asta am realizat atunci și fugeam, că am respins mingea, după aia am luat-o în brață și am aruncat-o. Și Lotzi Bellini a fost primul care a venit și m-a luat în brațe. Și după aia a intrat doi, cred că, sau cine. Și duc, am câștigat. Ce să câștigăm? La cincea? Deci eu nu știam că s-a terminat. Dar eu alergam de bucurie, cum am dat la al treia, când am prins-o în brațe și am șutat-o în sus. Și a cerut scuze lui Votro după aia. Da. Și atunci m-am dus la Votro. Deci eu nu aveam decât ale mele. Ați ratat și gestul lui Lăcă după ce i-a dat gol lui Ruti. E bine, l-am văzut după aia. L-am văzut gestul lui Lăcă. Că Lăcă avea... Da, băi, aveau ei un clis cu vorbe, probabil, și din timpul meciului, și avea el cu cruciulița care o punea pe mijloc acolo, pe 6 metri. Aha. Cine? Uruti. Uruti? Da. Punea cruciuliță? Da, avea o cruciuliță. Uite-te, n-ai observat? Nu. Punea o cruciuliță pe 6 metri acolo, sau unde punea. Ce chestie. Haideți adică un lățișor cu cruciuliță. Mai avem o rubrică. Ia să vedem. De care vreau să ne bucurăm împreună. Rubrica alegeri. Bun, la prima întrebare deja mi-ați răspuns la prima alegere, pentru că urmează pălincă sau bere. A, clar, pălincă. Dar ați zis de mai devreme că tărie alegeți. Clar, eu bere nu știu dacă beau 5 beri pe an. Am înțeles. Deci nu, e pălinca. Nu. Pălinca e dintre tării numărul 1? Da. Ok. Deci peste nu, whisky, vodka... Nu, vodka nu beau. Vodka beau un whisky de calitate dacă am, dacă nu, o pălincuță. O pălincuță. Bun. E bine. Și după emisiune, dacă merg acasă, atâta. Foarte bună. Face digestia bună. Mai departe, hai să vedem. Ce preferați, Crăciunul sau Paștele? Crăciunul. Crăciunul. Da, cea mai frumoasă sărbătoare pentru mine, pentru că cât trăia bunica mea, care m-a și crescut mult timp, eu îi făceam bradă de Crăciun de fiecare dată. Asta era obligația mea. Mergeam și îi făceam bradă. Și a rămas... Da, Crăciunul cea mai frumoasă sărbătoare pentru mine. Și acum cine face bradul în familie? Tot eu. Tot noastră? Tot eu. Nu lăsați pe nimeni să... No, eu sunt cu bradul la noi. Și cu cumpărat, și cu globuri, și cu tot? Cu... Tot, instalații, tot. Eu mă ocup de curte, de tot ce înseamnă chestii din asta. A, deci a rămas bucuria din copilărie. Da. Ok, foarte frumos. Mai departe, hai să vedem. Aurelian Anderescu sau Dan Spătaru? Pe Dan Spătaru l-am cunoscut foarte bine. L-ați văzut jucând? Nu. 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 Dar l-am cunoscut foarte bine chiar în aeroport. În Arad, la un moment dat, eram într-un protocol acolo și am comandantul aeroportului, zice, domnul Dan, un bar de vin, nu, zice, apă minerală, că trebuie să mai beau 10 ani să-l fac șpriț pe ăla înainte. Și, în schimb, nu-i fair, poate, îl aleg pe Aurelian Andreescu. Am avut... privilegiu de a-l vedea la Bulevard cântând și mi-a rămas și de la el o replică mare. Toată lumea m-a întrebat ce beau, nimeni ce să mănâncă. Imens, imens, da. Cântăreți. Da, dar și eu sunt Aurelian Andreescu. Dacă era, din punctul meu de vedere, dacă nu era român, dacă era, nu știu, englez, american,
făcea Am avut privilegiu să-l văd cântând. Carieră imensă. Mai departe, asta e complicată. Ceaușescu sau Iliescu? Ceaușescu. De ce? Nu știu. Mai zis aleg. Da? A, trebuie să dau și argumente. Nu știu, dacă e interesant. Nu știu, cu domnul Iliescu am reușit să fac o poză la Cotroceni odată, dar nu mai era el președinte. Efectiv, să am o poză. Nu știu. Cu Ceaușescu am avut o interacționare odată. Ne-am întâlnit, dar l-am cunoscut pe Valentin. Știu că a făcut lucruri bune, știu că a făcut lucruri rele, ca toți, de fapt. Nu este unul mai bun sau unul mai rău. Dar merg pe Ceaușescu. Ok. Mai departe. Steaua 86, Steaua 89. Da, clar. Ce să mai... 86, clar. Dar bine, în 89 a avut și ghinion. Trebuie să recunosc. Milan mult peste Barcelona din 86. Peste Barcelona din... Aveau deja trei jucători străini, Gullit, Van Basten, Reica, iar ăștia alții aveau doar pe Schuster și pe Archibald. Da. Că așa da. Era regulat. Care Schuster a plecat în timpul meciului de la stadion. Ah, după ce l-a schimbat. Da. Știți dar că bine, dar un jucător mare Schuster. Fabulos Schuster. Da. Despre ce discutăm. Da. Despre ce vorbim. Bun. Hai să vedem. Următoarea. Rainea sau Crăciunescu? Oh, prietenul meu Crăciunescu. Dom'le, mai repede am interacționat cu domnul Rainea. L-am prins. Știu că la un meci la Reșița, eu n-aveam treabă cu arbitri. Și țin minte o fază, că m-am dus la un moment dat. Neanicu, care e treaba? Pune și mie, care e treaba astăzi? Zice, astăzi nu e ziua voastră. Corect. Va veni și aia. Ok, 2-0, s-a terminat. Am înțeles. Am înțeles și noi, nu ne-am mai agitat. Nu e ziua voastră astăzi. Crăciunescu, mare arbitru, dar a prins... și o generație, cum a fost și la fotbal. 86, 89 și după aia și Craiova și Dinamo, generația aia de arbitri cu Igna, cu Salomir, cu Porumboiu, cu, nici nu poți să-i numeri pe toți. Pe toți. A fost o generație fantastică de arbitri. Următorul. Următoarea. Ei avem Voinescu, Stelea, Lung, Iordache. Se pune în ordine? Cum e așa lege? Da. Păi Voinescu, clar, a fost și antrenorul meu. Numărul 1. Da, Vasile, Stelea și Silviu. Silvică, cu care m-am înțeles fantastic, un băiat jos pălăria, am fost și la el în casă. Dar asta e ordinea pe care o prefer eu. Deci Voinescu, Iordache, Stelea, Lung. Da. Bun, următoarea. Messi, Maradona, Pele, că tot a fost discuția. Poate-i Cruyff, habar n-am. Aici aș avea eu alții, dar în fine. Păi spuneți-l, că nu, se poate alege în afara listei. Da? Da? În primul rând m-aș duce pe Beckenbauer. Beckenbauer numărul 1. Da. Bayern München, normal. Bayern München și mi-a plăcut. Ca jucător, ca antrenor, campion mondial. Conducător. Tot ce vrei. Complet. A câștigat complet. Tot. Și eu sunt deci, de acord aici. Și atunci, eu sunt fan Ronaldo, nu sunt fan Messi. Da, acum am ținut cu Argentina. Ronaldo, portughezul. Da, portughezul. Okay. Pe ălalalt l-am prins prea puțin. Și pe ei, în ei trei? Ei trei care ordine? În ei trei, nu știu, Maradona. Maradona, ok. Maradona. Hai să vedem. Ultimele trei. Mihai Stoica, Ion Alexandrescu. Deci nu se pune discuție. Acest om, Ion Alexandrescu, nu era membru de partid, iar părintele lui era preot pe vremea lui Ceaușescu. Și a condus ca vicepreședinte Federația Română de Fotbal și după aia a făcut acea echipă a Stelei. Am înțeles. Ce să mai spun? Este cel mai mare om de fotbal din istoria României, Ion Alexandrescu, pentru dumneavoastră? Da. Pe departe. Au fost mari, am cunoscut Jean Pădureanu, am cunoscut oameni adevărați. Nu doar că au aranjat meciuri, cum vorbește lumea și asta. Au fost oameni mari, cum chiar Mircea Pașcu. Dar, pe departe. Sfinxul a fost, pe departe, cel mai tare. Mai departe. Valentin Ceaușescu sau Gigi Becali? Trebuie să-l aleg, nu trebuie. Vreau să-l aleg pe
domnul Becali, pentru că mi-a trimis o mână când nu aveam de la nimeni. Și voi rămâne și eu și familia mea recunoscătoare toată viața. Valentin îl respect, l-am respectat și îl respect și acum, dar n-am avut o apropiere așa mai cu mare Lecătuș sau Tudorel Stoica sau ce. Becali, clar. Becali. Ultima alegere, Emerichienei Mircea Lucescu. Aici e greu. Că pe unul l-am avut la națională și pe unul la echipă. La aleg pe Naimi, n-am cum. Naimi care un mare gentleman, cu toate că Mircea Lucescu m-a dus la echipa națională și am fost în America Centrală cu el și avem o relație super ok. Dar trebuie să-l aleg pe Naimi, n-am ce face. Și cu asta încheiem și mă bucur mult că v-am avut. Ar mai fi fost timp pentru încă pentru încă un podcast. O să vă chem la ediția a doua, când o să mai avem ce discuta, cu siguranță. Mulțumesc mult, Helmut Ducada. Mă bucur că v-am avut. Mă bucur că lumea a gustat poveștile și sunt convins că lumea a gustat toate poveștile, pentru că au fost multe necunoscute. Unele dintre ele, repet, să aștepte lumea, pentru că apare Der Tormann, care este momentan în limba germană. Este o carte excepțională. Este ușor atipică, nu? Greșesc? Da, da, da. E un roman istoric, practic. E un roman istoric, nu este o carte autobiografia exact, clasică. Nu. Așa am vrut să fie ceva mai deosebit. Da. E ca un fel de mic testament, am mai spus. Testament care las copiilor mei. Eu pentru ei, în primul rând, m-am gândit la nepoți, la copii, să rămână ceva. Și sigur că dacă lumea e interesată, o să le placă. Și te va traduce, sper, cât de repede. Anul ăsta, cu siguranță. Anul ăsta. Așteptăm 2023, cartea domnului Ducada. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, prieteni. Vă aștept la ediția următoare.